Am ajuns la piața Muncii, într-o zonă cu copaci. Da. Și niște desene, 1937 MG. Astea sunt frumușele așezate pe gard, așa. Uite o caleșcă. Și încă una. Ier mod vali hai model de caleașcă purane model hai purane jo nam chale din față box. Asta este un autobuz londonez. Ce e ciomacara? Uite trenulețe. Da. Mașini de epocă de pe vremuri. Astea sunt mai mari. Mașinuțe de tot felul la târgul de antichități. De machete. De astea sunt modele de epocă. Și asta roz. Ce drăguțe și micuțe. E o parcare întreagă aici. Nu se putea să lipsească mașina poliției. $70. Cadillac 1957. Mașinuța sport super roșie. Autocult. Model clasic. Astea sunt mai supărate, sau alternație deja. Alte colecție. Alte modele. Un trac. Astea deja sunt mai mari aici. Astea negre nu se văd din cauza ambalajului. Uite gălbioară. Tractat. Să mai vedem ceva mașinuțe și machete. Târgul colecționarilor de mașini. Dar nu asta e problema, dar ce da, Euro dată car. Foarte multe, foarte interesante toate. Eu zic șine de trei. Și scumpe niște șine de astea, le montezi. Cam asta despre târgul de mașini, mai revenim peste un an. Grădina de vară găzduiește această expoziție de machete, mașinuțe și diverse alte lucruri. Târgul colecționarilor de machete și jucării. O inițiativă foarte drăguță. Ne-a plăcut. Pa, pa, plecăm, ne-a plăcut expoziția. Și hotelul de la Piața Muncii, în lumina soarelui. Dar nu pe partea asta, pe partea cealaltă.